Prieten, e duminică după amiază, e mișa grosobând, înseamnă că încep vânturile, valurile. Să știți că nu întâmplător prima piesă interpretată în această seară, în această după amiază, a fost Show Must Go On. Despre înjurul acestei piese, despre un produs cinematografic axat pe această piesă muzicală, vom vorbi în această seară cu invitații mei, regizoarea și producătoarea Viorica Mișină și ziaristul și somelierul Andrei Cibotaru. Astăzi vom vorbi despre cel care a fost Viorel Mardare, prietenul nostru, un om deosebit, a plecat neașteptat de repede și atunci, zilele astea s-au împlinit 5 ani de la plecarea lui dintre noi. Nu știu, cel puțin pentru mine, atunci când rostesc numele Viorel sau mă gândesc la el, primul lucru mi apare acel spot absolut fenomenal făcut de el, regizat și produs la atelierul Sergiu Prodan, Show Must Go On, o simbioză rock-agricol-agricol-rock de care putea să fie în stare să o facă doar Viorel. Un material video, adică să vedem propriu zis spotul filmat de Viorel și după asta discutăm. Vedem spotul. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Show must go on! Show must go on! Yeah, yeah! Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterfly. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Ca să promoveze fructele din Moldova, să-ți vină în cap ideea să-i pui pe niște țărani să cânte o piesă de lui Freddie Mercury, asta trebuie chiar să ai un talent apropiat de geniu. Vedeți că ați lucrat împreună, ați produs, ați fost alături. Cum au fost? E adevărat asta. În primul rând, foarte frumos ați cântat la început și mă gândeam că ce bine e că mă aflu în același studio atunci când vorbim despre Viorel alături de oameni talentați, pentru că talentul este primul cuvânt care îl spunem noi atunci când pomenim numele lui Viorel și după asta vin încă foarte multe. Deja cât ne ajunge pe noi capul să formulăm calitățile lui, dar... Viorel a fost un om cu minte de geniu și eu mi-aduc aminte foarte exact și noi multe ori pomenim în studio ziua în care el a venit și a povestit prima dată despre această idee. Noi avem mai multe feluri de a discuta. De multe ori discutam ori în șir până apărea o idee.
De data asta, Sergiu a venit și a zis că trebuie să facem 3 spoturi despre fructe din Moldova, le împărțim cum vrem noi, facem ce vrem, deci este important să promovăm agricultura. Și a venit Viorel într-o după-amiază, pentru că asta era ora la care vine el pe la 4-5, s-a așezat la terasă și a zis, eu am ideea. Și a spus atât. Țăranii vor cânta și un măzgăon. O mică pauză, noi eram toți și toți odată am zis, wow, da? Viorel, Andrei știe, avea o relație aparte cu Freddie Mercury și cu formația Queen. El era, Freddie pentru el era lucrușorul unde el se retrăgea uneori. Și nu m-am mirat deloc că a apelat anume la Freddie, dar cât de exact și genial a fost acest moment. Toată lumea care a lucrat cu noi la spotul ăsta, cu Viorel la spotul ăsta, toată lumea a fost foarte, foarte inspirată și toată lumea știa că noi facem ceva extraordinar, acum, în acest moment. Și dacă acesta este cel mai mare, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai exact spot produs vreodată la atelier, este spotul absolut produs de Viorel Mordare. Dar știi, probabil multă lume se întreabă și tu știi, cred că cel mai bine, cum a lucrat, cum a fost posibil să-i pui să cânte, a ales fragmente, a ales persoanele, a combinat, a îmbinat. Cum s-a produs asta procesul de lucru? Asta pot să povestesc eu. Acum asta e o mare muncă de echipă. Și primul lucru care s-a făcut, se alegeau în paralel locațiile. Deci Viorel era regizorul, mulți regizori nu merg la ales locații. Eu nu merg întotdeauna la ales locații, eu mă uit pe fotografii. Se duce cineva, fotografiază. Viorel obligatoriu mergea el să aleagă locațiile și niciodată singur cu operator. Se pornea dimineața în locuri în care ținea el minte că ar putea fi bine și până de multe ori, pentru că se aduceau fotografiile și după asta discutam toți. Și noi de multe ori ziceam, uite, locația asta este potrivită. Așa făcea. Mai căutăm. Și ăștia când... Tu îl recunoști. Și ăștia când auzeau de mai căutăm, ce nu-i bine? Cum nu? Mai căutăm. Numai el știe de ce mai căutăm. Adică, pe urmă, când filmam, eu deja înțelegeam de ce mai căutăm. Lipseau ceea ce avea el în gând. De cele mai dese ori, el știa exact ce caută. Și în paralel cu locațiile, mai mulți membri ai echipei noastre căutau oamenii. Și asta a fost o muncă mare și grea, deci Alexandrina, colega noastră care răspundea de casting, s-a documentat despre toate formațiile din toată Moldova care există, peste tot, la toate cluburile unde sunt oameni care cântă, la instrumente, cu tot. Și au mers peste tot și au făcut probe mici, le dădeau de multe ori, deci ei scriau așa cum se aude cuvintele în engleză și oamenii cântau. Sau oamenii cântau ce știau ei. Eu odată chiar am scos o bucățică, cântice de jele, de dor, de patrie, de unire, de care ce jele avea aia cânta. Și aduceau tot materialul ăsta și noi pe urmă, eu am stat cu Viorel la selectare. Și am avut aici și mai multe dispute, pentru că mie îmi părea, așa îmi părea mie, că dacă cineva o să cânte mai fals, mai pe alături, să o să fie drăgălaș, dulce. Și el a spus, nu, mă, ăsta e prea. Și eu am selectat pe cei care cântă cel mai bine. Și iată ăștia care cântă așa, astea sunt aceia care cântau cel mai bine. Pe urmă,
a insistat foarte mult ca pe platou să vină Lilian Severin ca să lucreze cu ei din punct de vedere muzical. Asta a fost cel mai greu moment. Selectarea actorilor, eu cred, pe mai mult de o lună. Actorii și locații la spotul ăsta. Dar nimeni nu se grăbea nicăieri. Noi știam că asta trebuie să fie un produs frumos. Și Viorel nici nu ne lăsa. Viorel nu te lăsa să faci presiune asupra lui. Eu mai... Viorel și Sergiu aveau o relație așa mai aparte, mai caldă. Și Sergiu de multe ori lucruri care el ca producător zicea, asta e prescump sau... Viorel nu-l refuza niciodată. Viorel vine și spune, domn Brodan, da, haideți să luăm și asta. Și dacă eu era să zic, avea să-mi spună nu. Andrei, Viorica a menționat lucrul ăsta, o calitate, cred că primordială, calitatea lui Viorel era talentul. Și orice facea, el o facea cu talent. Inclusiv el avea un talent foarte mare de a avea prieteni, talentul de a prieteni, e ceva. Și am văzut câteva postări de letale, știu și relația ta cu el și chiar aici prietenia voastră a fost marcată de talentul ăsta lui Viorel. Cu siguranță, abia mai târziu am înțeles și eu niște lucruri, că noi ne-am cunoscut la facultate și el venise după primul an al meu, deci noi am venit din școală de cultură medie generală, atunci Viorel venise de la liceu și eram într-un mediu cam riscant, acum înțeleg eu, că eram din sat, un om pierdut în Chișinău și eram foarte aproape salunic înspre niște lucruri mai puțin plăcute. Ori a apărut Viorel în viața noastră și ne-a unit și, cum ați spus dumneavoastră, talent aparte de a lega prietenii acolo unde parcă ți-ar părea că nu pot să existe interese comune. Și acum, nu știu, o bună parte din Chișinău pe care îl cunosc, firul roșu care trece prin, nu știu, de la miniștri până la intelectuali, oameni de artă, trece datorită urmei lăsate de Viorel în relația noastră. Și talentul lui, mă uitam chiar acum la, mă rog, clipul ăsta l-am revăzut de 10 de ori, și inclusiv e talentat prin faptul că este actual chiar și acum. Chiar mă gândeam, l-am pus în alt context, nu a fructelor, l-am pus într-un context care, mă rog, nu era cel puțin anunțat atunci a războiului. Și mă gândeam că dacă îi schimba foarte puțini cadre, textul în esență e actual și acum. Și traducerea a fost făcută tot de un prieten de-al nostru, care nu, că nu e o traducere motamo sau una copiată. A fost rugat un prieten comun de-a nostru, Viorel, să-i traducă și disputa a fost foarte mare, inclusiv la texte. Cum anume o expresie, de ce sună anume așa în engleză și cum ar trebui să fie tradus în română, nu nici într-un caz, nu motamo. Asta și e o combinație până la urmă, că talentul însemnat o mare parte, dar și munca care a fost depusă la toate spoturile sau a lui, dar asta e bine că a fost foarte insistent, nu s-a mulțumit cu... Niciodată. În opinia mea, el a zis, uite, fie facem așa bine, calitativ, la superlativ, fie nu facem deloc. Mm-hmm. Și sunt și cazuri când Viorel a refuzat să fac ceva, fără a argumenta, de exemplu, sau fără a spune. Pur și simplu, diplomatic, evita să facă anumite lucruri. Știi, eu am lucrat o vreme la ziar, o să vorbim poate după să vedem despre o altă fațetă a lui Viorel, ziaristul, creatorul furnizorul de formule noi. Mereu m-a surprins această gândire paradoxală. Mă gândesc la fructele astea. Dacă cineva mi-ar propune să promovez fructele din Moldova, să știți că l-aș refuza, chiar dacă aș avea o ofertă extrem de tentantă. Sau dacă cineva mi-ar spune, domnule, ia și gândește să promovezi turismul în Moldova. N-aș face-o pentru niciun ban în lume. Eu aș vrea acum să vedem un alt clip celebru al lui Viorel, Be Our Guest in Moldova, ca să ne dăm seama că din nimic poți să faci o lucrare, o capodoperă, de fapt, mică cinematografică. Să vedem acest clip.
It will take an hour. Maybe two. Well, I'll just go for a walk then. Okay. A intrat. Here you are. I've been looking for you everywhere. Let's go. Carico. Nu-i stați o leacă. Moșule, mă tali măcar știi cine-i ăsta. Dar cum să nu? Păi ăsta-i oaspetele meu. Find yourself in the heart of the countryside. Rediscover what it means to be the most welcomed guest. Visit the authentic Moldova. Știți, mă uitam acum la acest spot și mereu îmi dă ghes un gând. Fericit e creatorul, omul de arte, care poate muri liniștit, să zic așa, știind sau neștiind, poate că în urma lui rămâne un film, un tablou. Deci nu neapărat apreciat atât de tare în timpul vieții. Dar faptul că noi, după 5 ani de la dispariția fizică a lui Viorel, stăm în acest platou, ne uităm la aceste lucrări ale lui și suntem iarăși mișcați de o emoție autentică, mă gândesc cât de fericit este el acolo, departe de noi, pentru această comuniune care se întâmplă în aceste clipe. Spuneam despre un alt talent al lui Viorel, ziaristul, creatorul. Noi am lucrat la jurnal, la ziarul jurnal de Chișinău și multe a făcut. El era omul orchestră, fac totul, deci multe a făcut. În general, cu oamenii ca Viorel este extrem de lucrat și extrem de greu de lucrat. Știți bine, ați lucrat cu el. Asta este un cataclism, e un tsunami, e o furtună care vine, devastează totul, lasă în urmă trunchiuri răsturnate, frunze răvășite. Dar dacă cauți printre frunzele astea, găsești de fapt și roadele pe care îți aduc foarte mult folos. De la creare de content până la machetarea ziarului, oferire de noi formule. Cât ați lucrat, Veriga, cu el? Cum a fost acest proces de bucurie, de găsire și de recunoaștere a unor formule noi? Mai întâi de toate, aș vrea să zic ceva referitor la munca lui la jurnal. I-a lăsat amprente, pentru că atunci când noi prezentam un proiect la un concurs sau la un client, pentru noi era important conținutul. Ce scriem noi acolo? Vine Viorel,
Măi, băieți, măi, dar chiar caracterele astea, chiar, ai măi, dar da, putem să centrăm frumos pe mijloc. Deci, asta era atât de important, chiar dacă asta, din punctul de vedere a oamenilor care erau în proces, era irelevant. Ce contează forma, cum scritul, ba da, contează. El puteți vorbească ori întregi despre asta și să le țină lecții colegilor și să le spună de ce asta contează, de ce e urât ca pe păcșot litera R să fie prea apropiată de litera A, dar distanța dintre A și P e alta decât A și R și asta este inacceptabil. Și atunci când avea asemenea manifestări, avea și povestiri de la jurnal. De multe ori. Deci asta l-a marcat și asta a lăsat o umbră. Mă gândeam la complicat. Mie nu mi-a fost complicat cu Viorel pentru că noi am avut cumva o conexiune. Cred că mai mult bazată pe pasiunea asta, pentru că Viorel era omul pasiunii, el când se aprindea și aici a coincis cu felul în care vedeam eu lucrurile și din cauza asta eu fiind mai explozivă puteam să mă supăr uneori pe unele chestii sau dacă ceva, eu aveam niște așteptări, dar se întâmpla altceva sau erau niște lucruri care... Dar în ultima instanță, după ce la un primul, al doilea, al treilea spot am văzut rezultatul, deci noi am înțeles cum este acest om. Și atunci tu trebuie să te împaci cu lucrurile care tu te așteptai că ele să fie altfel într-un om, da? Deci făceai abstracție de ele pentru că tu aveai tot restul. Și atunci nu conta că omul zice că vine la 1, dar vine la 3. Oricum rezultatul va fi cel mai bun, oricum va fi cel mai frumos, oricum asta se va întâmpla, oricum vom da produsul la timp. Și eu mă gândeam acum, că tot ziceați că v-ați gândit, acum că mă uitam la spoturi, m-am gândit la o chestie, că Viorel era omul care, pentru care, care înțelegea ce spune, în de ce lucrurile făcute de el sunt, mai trăiesc și astăzi. Pentru că el înțelegea despre ce vorbește, nu vorbea cuvinte niciodată, dar vorbea sensul cuvintelor. Și era important cum spune asta. Deci exact chestia, când forma și conținutul, ambele sunt la fel de importante. Și uneori în cadru te punea să-i aduci un camion care o să stăi pe planul 47 și o să fie câte un punct acolo, dar o să poste 100 de... milioane. Nu știu ce, da. Dar asta că da, că el acolo trebuie. Și atunci nu-și pune nimeni întrebare. Bun, trebuie. Cam asta era. Luăm o pauză, ascultăm pe Mișa Grosu Band și revenim după asta. Thank you.
continuăm emisiunea noastră în memoria Viorel Mardare și vorbim în continuare cu Viorica Mișină și Andrei Cibotaru. Spuneai înainte de pauză, Viorica, despre felul acesta lui Viorel de a observa și de a găsi tot felul de lucruri. Imaginea asta care este aici și devenită de fapt o imagine simbolă atunci când pomenim numele lui Viorel, văzută de fiecare dintre noi, o poartă într-un albastru tradițional, cum spunea el, cu o sfarcă, o inimă roșie suprapusă pe această poartă, a devenit un simbol. Nu știu, mă gândesc, numai poate perioada Beatle-ului în America aveau scriitori de ăștia care puteau să simbolizeze, să semnifice cumva o mișcare întreagă. Iată, ăsta e, cred că era Viorel, în detaliile lui găsea lucruri care tot spune, da, sigur că da, cum de n-am observat noi. Din păcate nu avem timp să reproducem, am vrut să redăm un film din un film de debut al lui Viorel, Discoteca se amână, în care, dar o să sunt fragmente în off, putem să le revedem, să ne reamintim de acest filmuleț. În acest film, Andrei, ești și tu, figurezi și tu cu viitoarea ta soție, că era viitoare soție. Da, nu eram căsătorit, nici apropo, nu știam că o să... Că tu vorbeai, apropo de talentul lui Viorel de a fi prieten, tu undeva spuneai că el s-a dus și eu anunțat pe părinții tăi. Noi obișnuiam în timpul studenței să mergem cu gașca noastră mai mulți. Eram 15 oameni. Acum realizez că era cam stresant să venim în anii 90 sau 2000 să vii la cineva acasă. 15 oameni și ne-am dus acasă. Încă eram studenți. Nu, nici în gând nu ne trecea cu Dina că o să devenim soți și soții. Și am venit și Viorel îi prezenta mamei și îi spune, asta este domnișoara Dina Zaeț, ea dorește să devină doamna Cibotaru. La care și eu am căzut mască și eu am căzut mască și nici nu ne-am fi putut gândi că o să realizeze. Da. Când spuneați dumneavoastră că dacă vede de undeva de sus sau unde o fi, cum este înțeles și realizările lui, eu cred că cu siguranță s-ar fi bucurat. Pentru că eu văd niște comentarii la mine în rețelele sociale de genul că, uite, nu l-am cunoscut niciodată pe Viorel, dar am ajuns să-i citesc articolele, să nu știu cum, și nu este vorba de unul sau două, sunt mai multe comentarii. Aceleași pagini din revista pe care o avea un fel de editorial pe ultima pagină la VIP Magazin, la care, apropo, a insistat să o macheteze el singur. A spus, voi scrie cu condiția că doar eu mi-o desenez, că voi nu sunteți în stare să o faceți bine. Și atunci când am făcut caritatea și am înramat, nu știu, 10 articole din alea, le mai întâlnesc, am un ospiței la cineva, am și eu unul acasă care stă pe perete și iarăși revin la ideea că sunt în continuare geniale. Și sunt cumva în afara timpului, că au fost scrise cu mai mult de 10 ani în urmă. Eu am personal unul în baie, când mă spăl pe dinți, pardon de expresie, mai citesc acolo și de-am știu pe de rost articolul ăla. Și zic, uite, cât e de genial că e în afara timpului. El poate fi valabil și acum pe orice pagină. Andrei, știi, acum, revăzând Discoteca se amână și văzându-te acolo în scena aia, șezând în clubul ăla, mi-a spus, domnule, de câte ori vreau să-l invit pe Andrei Cibotaru la mine în emisiune să vorbim despre meseria asta lui, somelier, ce mai fiind și ce meserie mai fiind și asta. Și îți spun că de ce? Și asta se va întâmpla. Vom discuta o emisiune despre vinuri, mi se pare, merită un subiect. De ce? Relativ recent am văzut un film american despre un tânăr care își făcea studiile ca să devină somelier. Ce am înțeles din acest film, mai mult n-am surse de documentare, n-am avut, nu e simplu, fratele meu, să bei vin. Nu e ceea ce credem noi ăștia care ne turnăm, hai, noroc, noroc. Băi, acolo sunt cel puțin, am înțeles, două compartimente mari. Unul este teoretic. Trebuie să cunoști toate zonele viticole din lume, nu din țara ta, din lume.
trebuie să știi anul producției, trebuie să știi firmele, denumirele, cupajele, nu știu, toată teoria vinului. Doi este partea practică, care e și mai a naibii, că în orb trebuie să degustezi trei vinuri albe, trei roșii și de la culoare, miros, trebuie tot să spui. Orice greșeală este taxată. Practic, dialogul central al acestui film a ieșuat fiindcă a greșit o singură componentă. Tot ceilalți au fost mai buni ca el. Te rog, spune-ne, meseria asta de somelier, aici la noi, mai la noi, asta suntem noi, am băut de secole și n-am știut că e nevoie de școală. Deci să bea cu școală, Andrei. Da, nu e așa de ușor să bei vin, într-adevăr. Este o meserie ca și toate altele și dacă vrei să faci performanță, trebuie să combini și teoria și practica. Cum există în limba engleză un curs care se numește TOEFL, da? Deci sunt nivele. La fel în somelierie, la nivel internațional, sunt 4 etape, cu a cincelea care încununează Masters of Wine. Eu am trecut doar 2, la examenul 3 am picat examenul, pentru că este un examen foarte dificil, cum am spus, trebuie să știi regiunile și eu n-am știut de ce într-o anumită regiune din Franța, în Châteauneuf-du-Pape, într-o mică zonă, se permite să combini vinul struguri albi cu struguri roșii. Și deși practic am ghicit vinurile, aici n-am dat greș, dar uite, n-am putut să trec examenul. În Asia, eram în Coreea. Apropo, exact după, la scurt timp după decesul lui Viorel, și acolo, la expoziții, producătorii noștri au folosit spotul ăsta de promovare cu fructele din Moldova. Evident că mi-au dat lacrimile acolo și am început să plâng, n-a înțeles lumea ce se întâmplă. Și zic, uite, e un moment foarte emoționant pentru mine, că a decedat regizorul. Și, dar lucrarea, apropo, era acolo. Păi, dar vreau să spun că eram la un concurs de somelier. Eu eram doar nu eram în competiție, doar observator. Și trebuiau oamenii să ghicească, doar li se arătau niște imagini pe ecran și trebuiau să ghicească zona. Că e Champagne în Franța, că e Burgoni sau Bordeaux, să spună satul, să spună cu ce se specializează. Și la un moment dat a fost în un peisaj cu intrarea de la Cricova, de la noi, de aici, la care toți s-au răspuns, niciunul din candidați nu a dat greș, toți au spus Moldova, Cricova, Sparkling Wine, cam atât era suficient să descrii. Și eu atunci mi s-a făcut pielea de găină și am zis că la noi în Moldova 80% din oameni n-ar ști să recunoască imaginea asta. Aici, în capătul celălalt al lumii, niște oameni cu o altă fizionomie îți spun așa de lejer despre Moldova. Asta înseamnă multe teorii, vizite și... Da, cum ai ajuns, domnule, tu la o viață de asta, fiindcă ai fost ziarist, fiindcă jurnalist ești la bază, cum se zice, la un moment dat ai avut un blog în care scriai tot fel, dădeai note. Îmi place să beau. Până la urmă ai devenit profesionist. Totul s-a legat cumva de la profesia mea veche. Am fost în calitate de jurnalist în 2014, exact 10 ani în urmă, la Pro Wine în Düsseldorf. Cea mai mare expoziție de vinuri, care a fost o revelație pentru mine, am rămas șocat acolo, am descoperit că de fapt nu suntem noi buricul pământului în vinuri, că mai toată lumea face vinuri. Da, avem și noi o tradiție foarte bogată, în schimb suntem foarte proști la capitolul culturii consumului de vin. Și m-a provocat atunci un coleg din Germania, a spus, uite, ce bloguri sau reviste sau ziare sau săptămânale despre vin aveți voi în Moldova? Și zic zero, nici una, nici alta. Și am început atunci cu blogul, am deschis, la scurt timp după ce am revenit, am deschis un blog care se numește în engleză blogul vinurilor bune. Și e o pasiune aici când descoperi arta culturii, cultura degustării vinurilor, înțelegi că nu este cale întoarsă. Cu cât mai multe știi, cu cât mai puțin nu vreau, știi. Nu vreau să epuizez toate temele, să știi că emisiunea asta oricum te așteaptă. Tu, domnule, tu și mai alergi la toate cele, de băut vin, bei, dar faci, pleci la Roma, da, pleci la Roma să mai faci turul ăla care... 42 de te-o kilometri. Te-o dat peste cap anul trecut? Da, mai l-am murit. am văzut pozele, zic, băi, omul are o viață veselă, gustă, degustă vinurile, știi, se precepe la mâncare. Apropo, te precepi și la mâncare, am văzut, da, că dai vinuri. Gata, nu te mai întreb nimic, fiindcă o să vorbim despre asta la una dintre emisiunile Verica, fiindcă avem timp puțin. Studio, atelierul Sergiu Prodan.
Ce face acum? Sergiu Prodan e ministru, bine, mersi, nu cred că vine să filmeze acolo. A rămas totul pe umerii firav ai tăi. Cum te descurci? Ce face atelierul? Greu. Noi, în vremurile noastre bune, când era toată lumea, când era și Viorel și Sergiu la studio, noi lucram în două echipe. Acum nu e nici Viorel, nici Sergiu. Suntem noi cu Tudor și lucrează o singură echipă, oameni noi la creativ n-au apărut în studio, deci noi suntem împreună, dar continuăm să lucrăm și cu clienții noștri vechi și cu alții mai noi și pe social și e greu și eu mă gândeam de una zi că îmi amintesc, acum vorbeam cu Andrei despre felul în care Viorel a rămas nu numai la nivel de pentru toată lumea de lucrări, dar el a rămas cumva în studio fără să ne dăm seama. Că eu azi mi-am dat seama că noi zicem ia asta de pe masa lui Viorel sau asta e în computerul lui Viorel și nu mi-am dat seama până acum că noi spunem așa. Dar de una zi era o perioadă mai încărcată, era mai mult de lucru decât putem noi să ducem pe umerii noștri și eram epuizați de tot și eu stăteam la terasă și mi-a venit așa o ciudă pe Viorel, într-un fel, cum ai putut să ne lăși așa? Deci într-așa o formă am avut o amintire pentru că pentru noi el încă e atât de mult alături de noi, încât în momentul în care tu realizezi că tu nu poți să-i zici, hai tu faci asta, încă este inacceptabil, adică asta e. Atelierul lucrează, noi facem ceea ce am făcut până acum, TikTok. Dar nu, dar cred că va trebui să facem și asta la un moment dat. Piața s-a schimbat, viața s-a schimbat, audiența s-a schimbat, noi încercăm să ținem pasul. Da. Știi, cred că nu sunt singurul care și-a pus întrebarea asta dacă a meritat, fiindcă atelierul Sergiu Prodan la un moment dat cred că era, nu știu cum să-i spun, nava amiral a producției noastre de filmulețe, de filmul ăsta, de spoturi, de toată producția cinematografică. Dacă a meritat, mă refer la decizia lui Sergiu de a deveni ministru și de a lăsa atelierul. Înțeleg că din punct de vedere social, noi săptămâna trecută, cred că la Uniunea Scriitorilor am avut întâlnire cu ministrul Sergiu Prodan, ministrul culturii Sergiu Prodan, am înțeles totul, eu înțeleg că trebuie să ne sacrificăm la un moment dat pentru binele general, pentru a mișca lucrurile, cineva trebuie să o facă, dar în momentul în care lași de izbelește, sau nu de izbelește neapărat, dar cumva te detașezi de propria creație, propriul copil artistic, chiar a meritat? A fost decizia lui Sergiu, fără... Asta am să-l întreb, sper să-l am aici, da, să-l întreb fost, și pe el. A fost decizia lui Sergiu fără avea eu un cuvânt dispus în asta, pentru că fiecare om decide unde vrea să meargă mai departe. El a hotărât că vrea să meargă acolo. Dar pentru mine tema asta este, până acum a fost mai dureroasă, acum cred că m-am obișnuit și eu, pentru că atunci când mie mi-e foarte greu, eu vin acasă și îl bat la cap și zic, uite, asta, pentru că el nu este, el vine o dată sau două ori pe an la atelier, la zilele de naștere a cuiva sau când sărbătorim ceva, în rest nu este și eu îl bat la cap și atunci el zice, dar mie, nu mi-e greu. Și știi ce, care e vorba? Eu zic, tu ai avut de ales, eu nu. Eu n-am ales să rămân singur cu toată asta. Asta este, eu am acceptat și deja, dacă s-a meritat sau nu, asta el știe. Mie mi-e greu și eu n-am vrut asta. Timp, din păcate, nu avem, da, într-adevăr, cineva are de ales și cineva nu prea are de ales. Vom ține minte această spusă, Ioric. Eu vă mulțumesc enorm pentru faptul că ați venit aici și ne-am adus aminte de Viorel.
cam asta a fost tot ce am reușit să vorbim în această duminică. Puteți revedea oricând emisiunea noastră pe platforma YouTube a Jurnal TV sau pe site-ul meu personal vanturilecreatemavalurile.com. Mișa Grosu Band. We'll be right back.